În acest curs dorim să continuăm ceea ce am început la seminar. La seminar am dorit să găsim o metrică pentru univers. Și metrica aceasta, după cum am făcut explicațiile la seminar, are o parte, și anume partea pe care o voi face cu albastru acum, cea din paranteză, care explică cum arată partea spațială a metricii și conservă simetria spațială a metricii. Deci dacă în loc de Q pătrat de R ar fi fost R pătrat, ceea ce aveam aici era o parte spațială sferică. Deci noi ne punem problema că partea aceea spațială s-ar putea să depindă, în loc de Q de R egal cu R, s-ar putea să depindă și de alte tipuri de funcții de poziție, pentru că R este poziție, așa, funcții de poziție care să îmi descrie modul cum universul acesta are partea spațială. A pătrat de T de aici înseamnă că partea asta spațială evoluează în timp. Deci, dacă cumva A de T ar crește, partea asta spațială s-ar dilata și așa s-ar însemna că universul acesta se dilată. Dacă cumva A de T ar fi o funcție descrescătoare, A pătrat de T ar fi o funcție descrescătoare, atunci universul s-ar contracta. Dacă A de T ar fi constant, atunci universul ar fi static, ca în povestirile acelea în care Făci Frumos și Ileana Costăzeana trăiesc fericiți până la adânci bătrânețe și nu mai mor niciodată și nici nu se știe cum s-au născut, pentru că practic totul era creat dinainte. E, iar partea aceasta cu care ar trebui să conțină C pătrat de T pătrat, pentru că lucrez cu C egal cu 1, adică lucrez în coordonate geometrice, mă asigură că lucrez într-un spațiu-timp 4-dimensional. Deci, să recapitulăm. Friedman, Lemaître, Robertson și Walker, toți ăștia au dorit să obțină universuri așa, care să corespundă, să semene cu universul nostru. Și le-au luat de forma aceasta. Ce trebuia să determinăm? Păi Q de R și A de T. Asta trebuie să determinăm. De unde trebuie să determinăm? Păi o asemenea metrică care înseamnă însă și universul. Deci cum să vă explic eu? Dacă voi vi-l închipuiți pe Tata Dumnezeu ca pe un moș cu barbă albă și cu un toiag în mână, să zicem că a bătut odată din toiag și spune: ăsta este universul. Deci v-am dat universul ăsta. Așa. E, atunci oamenii se vor chinui să spună: hai să vedem care este. Și atunci din aceste relații, din relațiile lui Einstein, o să încerce să găsească pe A de T și pe Q de R. Bun. E, nu pot, relațiile astea ale lui Einstein, spre deosebire de alea care le-am folosit în cazul metricii Schwarzschild, au o caracteristică. Avem TIJ și acest TIJ nu este 0, pentru că dacă TIJ ar fi 0, noi ar fi trebuit să vorbim doar despre ceva de forma RIJ egal cu 0. Ori chestia asta, am văzut, nu ne interesează în acest moment. Noi dorim să vorbim despre un univers care are materie și materia asta este descrisă de partea spațială. Deci de partea aceasta de aici este descrisă de partea spațială, de paranteza care conține pe dr pătrat plus q pătrat de r, d teta pătrat plus q pătrat de r, sin pătrat de teta, d fi pătrat. Așa. Și problema este cum o fi arătând materia. Pentru că să știți că asta este o mare problemă. Noi matematicienii ne ocupăm de obicei de membrul ăsta, de membru care conține tensorul Einstein, RIJ minus 1 pe 2 R, unde R este
acel termen care reflectă oarecum curbura, deci este scalarul de curbură. Deci dacă ar fi fost dimensiune 2, era curbura. Deci, de fapt, 1 pe 2 R ar fi fost curbura. Dar, în orice caz, deci, cantitatea aceasta 1 pe 2 R este 1 pe 2 ori scalarul de curbură. GIJ este legat de termenii metrici de mai sus. E, cine este TIJ? Și acum vă spuneam că, 1, în primul rând, tata Einstein a spus așa, uitându-mă la ecuația mea, văd o parte superbă de fil, deci de aur, care este în partea stângă, despre care n-am niciun dubiu. Uitându-mă în partea dreaptă a ecuației mele, eu văd ceva de lemn, care trebuie să fie egal cu partea aceea frumoasă de aur. Și pentru asta, spunea el, oarecum trebuie să am că nabla TIJ către de rond XK egal cu 0, adică cu alte cuvinte derivata covariantă să fie nulă. Și aici este o altă mare discuție, dar problema care ne roade pe noi e cum aleg TIJ-ul. Pentru că să știți că, de exemplu, Einstein nu s-a priceput deloc în alegerea TIJ-urilor. Deci, cu alte cuvinte, el, în momentul când Friedman i-a arătat această soluție sau când Lemaître i-a arătat o soluție echivalentă și a aflat că universul nu este static și că universul s-ar putea să se dilate, așa a zis, băieți, foarte frumoasă matematică care mi-o faceți mie aici, dar asta nu e fizică. Universul meu este static ca și universul lui Newton. Toate lucrurile se vor petrece de la începutul la sfârșitul timpului. Vă dați seama, deci, că și un mare geniu poate să aibă hibe de gândire și este normal, suntem oameni. Deci, e clar că nu există un început al timpului și un sfârșit al timpului, ci, practic, există Big Bang-ul, momentul în care a fost creat universul nostru și întrebarea ce a fost înainte de Big Bang nu are sens datorită faptului că înainte de Big Bang nu, cum să spun eu, amic, cu mare probabilitate, dacă gândim geometric, ceea ce a explodat acolo a explodat dintr-o dimensiune inferioară și pentru că totul era, să spunem, redus dimensional, gravitația nu exista, să zicem că ar fi fost ca o chestie 2D. În 2D eu nu am gravitație. Am văzut că întotdeauna teorema lui Einstein este în forma RIJ egal cu KJIJ. Deci, cu alte cuvinte, în momentul când le trec în partea stângă, RIJ, K, am zis că este 1 pe 2 R, am făcut calculele astea, JIJ egal cu 0. Deci, practic, în 2D nu am gravitație. Probabil că ceva 2D a explodat, nu se știe. Deci există limite în cunoaștere și nu aveam gravitație. Deci, dacă nu aveam gravitație, așa, nu pot să spun ce a fost înainte. Deci nu știu. Deci trebuie să-mi apară forțele acestea fundamentale și una din ele este gravitația, iar existența acestor forțe se face în timp. Iar timpul, natura timpului e o povestire atât de lungă încât nu este momentul să o începem astăzi. Asta așa, dacă ne întâlnim la vreun cerc, ceva, să discutăm despre, la un seminar științific, să vorbim despre astfel de subiecte. Pe moment, noi suntem interesați să găsim o metrică care să satisfacă chestia asta. Și ajungem la acest TIJ. La acest TIJ. TIJ, după cum scrie aici și cum am scris data trecută, vedeți aici scrisă cu, TIJ este scris cu componentele jos. Iar TIJ aici este scris cu componentele sus.
adică fizicienii, l-au dat în formă asta cu componente contravariante, iar astea de jos se numesc covariante, așa, și l-au scris și uitați-vă ceea ce este interesant. De la început au presupus că există un termen, acesta, pe 0 ori GJ, adică există cumva, este încorporată și geometria. Este incorporată și geometria în teijă. Bine, deci ρ0 este densitatea gazului acesta care umple universul, pentru că au zis așa, dom'le, nu știm ce este în universul ăsta. Să presupunem că este un gaz care are o densitate, în general constantă, și o presiune constantă. O să vedeți în cursul demonstrației că o să presupun că gazul acesta nu se mișcă, ci că el stă pur și simplu. Deci e un fel de strat în care care asigură o structură 3D a universului dat de această metrică. Și problema este că mai sunt aici niște UI și UJ care se numesc viteze. Deci, patru viteze a gazului. Deci, patru viteze a gazului, componentele sunt patru. Și Friedman, Lemaître și așa mai departe le-au notat cu UT, UR, UTETA, UFI. Așa. Și vom vedea cine sunt. În general, pentru că va fi în repaus UR, UTETA, UFI vor fi 0, deci cu alte cuvinte, practic VX, VY, VZ de aici vor fi 0, iar UT vom arăta că este 1, care 1 corespunde lui C egal cu 1, deci practic gazul acela evoluează odată cu Universul și noi când evoluăm odată cu Universul, este ca și cum ne-am plimba în raport cu această componentă, care în acest moment este C pătrat DT pătrat, adică 1 ori DT pătrat, deși noi mergem cu Universul exact ca și gazul respectiv, tot cu viteza aceasta. Dar atenție, în spațiu-timp mergem atât, nu în spațiu tridimensional. În spațiu-timp avem acest comportament, în spațiu patru-dimensional. Acestea fiind zise, practic, avem de de calculat metrica. Și atunci am să încep în felul următor. Voi ați avut un exercițiu acasă și pentru metrica aceea pe care, ca să spunem așa, este bine să o mai scriu o dată. Deci pentru metrica aceasta, ds pătrat egal cu dt pătrat minus a pătrat dt. Și acum vine dr pătrat plus q pătrat dr d teta pătrat plus q pătrat dr sin pătrat de teta d fi pătrat. Așa. Pentru metrica aceasta vreau să calculez, deci ați avut ca exercițiu calculați tensorul Ricci. Unii dintre voi l-au făcut, alții dintre voi au vrut să mă păcărească. Sunt calcule foarte multe. Așa. Și cei care l-ați făcut, după ce ați făcut niște calcule într-adevăr îngrozitoare, ați ajuns la concluzia să scriem pe rând RTT, adică R00, ați găsit că este minus 3 a secund supra a. Deci în momentul când spunem a prim, asta înseamnă a derivat în raport cu t. Și uit de această chestie clasică. Când spun q prim, înseamnă chiar q derivat, dar în raport cu r. Deci astea sunt notații pe care le-am făcut și pe cei care și cei care ați făcut exercițiu care l-am dat, așa le-au folosit pentru a putea să facă efectiv acele calcule. Și RRR, adică cu alte cuvinte R11,
Cine a făcut calculele a găsit că este 2a prim pătrat plus a secund înmulțit cu a minus 2 q secund supra q. Așa. Deci avem o dată asta. Odată asta, așa, mai avem R teta-teta, care corespunde cu R2-2, care este puțin mai lung, e mai greu de reținut, am să folosesc ceea ce mi-a trimis Cătălina, că îmi place foarte mult scrisul. Așa, plus Q pătrat A ori A secund, minus Q ori Q secund, plus 1 minus Q prim la pătrat. Deci acesta este termenul, ca să spunem așa, lung. Și în sfârșit, ultimul termen ar fi fost și el lung, dar îl putem scrie în forma simplă. R fi fi egal cu R 3-3 și egal cu R 2-2, adică ăla dinainte, înmulțit cu sin pătrat de teta. Ok. Avem chestiile astea. Acum noi știm că folosindu-mă de G, J, eu pot să urc sau să cobor. Deci în momentul când am G, I, S, R, S, J, ceea ce fac cu această sumare după S, ceea ce obțin este R, I, J. Deci acesta este un termen de tensor Ricci, tensor Ricci mixt. Adică are un indice sus, deci are indicele I de contravarianță și indicele J, indice de covarianță. Deci asta este tensorul Ricci mixt. Și cei care ați făcut exercițiu ați găsit practic că RTT, v-am sugerat la primul cum se face, ținând cont cine sunt J-J-urile, pentru că le avem deja, întâmplător aici a dat la fel. Bun. Deci acest este primul mixt. Acum am și RRR, care în momentul când fac calculele îmi dă minus 2 a prim pătrat pe a pătrat minus a secund pe a plus 2 q secund pe a pătrat q, deci acesta este al doilea. Al treilea, adică r teta teta, hai să încerc să îl scriu aici, r teta teta, este egal cu minus 2 a prim pătrat pe a pătrat minus a secund pe a minus 1, deci minus 1 pe a pătrat q pătrat pe lângă 1 minus q q secund minus q prim pătrat, se închide paranteza. Acesta e al treilea. Și în sfârșit există și al patrulea, r fi fi, și acesta este exact, nu mai pierd timpul, este exact cât R teta teta. Deci, iată de ce este important să faci exercițiile de acasă. Pentru că altfel, toți care n-ați făcut exercițiu, sunteți în situația de a accepta aceste formule așa cum acceptă credincioșii Biblia.
Deci, domnule, accept, nu mă interesează, e adevărat, nu e adevărat. Dacă spune, în cazul de față, dacă spune profesorul chestia asta, înseamnă că așa este. E, în cazul nostru, că suntem la matematică, noi putem verifica. Deci, efectiv, acesta a fost calculat, acesta a fost calculat, acesta a fost calculat, acesta a fost calculat și, pe urmă, s-au calculat pe rând toți ăștia patru. Deci toate sunt în urma unor calcule îngrozitoare. Restul zero. Chiar așa am să scriu, restul zero. Bun. Și acum să vedem. Deci eu trebuie să determin încă o dată pe Q și pe A. Acum să ne ducem înapoi la gazul intergalactic. Deci suntem înapoi la gazul intergalactic. Păi, noi știam că el era TIJ egal cu, vă amintesc, ρ0 plus P0 și acum urmau componentele acelea de tip viteză, așa, plus P0 și G și J sunt componentele inverse ale matricii pe care le avem, dar care în detaliu o să le găsim după ce determinăm pe A și pe Q. Deci, ăsta era. Dar noi, deci de ce credeți că au făcut și au considerat această formă de gaz intergalactic, deci cu alte cuvinte această formă de materie, deci acest tensor. Pentru că în momentul când calculați voi TIJ, așa, acesta provine din G, să punem așa. Deci noi avem pe TIJ aici, trebuie să lăsăm sus indicele, deci, deci ca urmare, hai să zicem aici J, o să schimb cu alt indice, o să schimb cu indicele, nici nu știu ce literă să iau, K. Așa. Și atunci aici, practic, ca să-l formez pe TIK, am să mulțesc cu GK, vreau să fie sus I, și atunci am să pun J, indicele de șumare, GKJ. Și creez pe chestia asta. Și în momentul când fac calculele, deci cu alte cuvinte, direct ar fi așa, dacă scriu din nou în forma TIJ, ca să fie frumos cu indicii așa. Deci, în momentul când fac calculele, ρ0 și P0 sunt niște constante, iar pentru frumusețe putem să lăsăm pe UI, să punem pe GKJ sau GJK, nu contează, pentru că pentru că, așa cum am spus, este simetric tensorul și aici, ca să fie frumos, trebuie să pun cu UK, ca să vină bine, așa, și aici vine P0 și când înmulțesc GKJ cu G, I, J, ar fi avut delta I, K, dar pentru că eu vreau să am I sus, J jos, o să am I sus, J jos, pentru că am schimbat în această formulă, e simplu să-l fac pe K egal cu J, așa, deci și pe J, ca urmare, să-l fac K. Deci sunt tehnicile acelea de care v-am spus că pot să beneficiez pentru că am obiecte cu indici, multi-indici și pot să schimb, mai ales indicii de sumare, pot să-i notez cu orice. E, și în momentul când mă apuc și calculez, așa, așa, am următoarea situație. În primul și în primul rând, v-am spus de data trecută și subliniez că gazul este în repaus.
Dacă este în repaus, toate componentele lui, hai să le luăm întâi pe cele contravariante, UR, UTETA, UFI, sunt zero. Sunt zero. Deci, cu alte cuvinte, când o să iau eu toate toate chestiile acestea de tip, hai să punem așa, să-l punem UT, GT, T, UT și celelalte, am să le pun U alfa, G alfa, beta, U, deci G, în loc de alfa, beta, să punem mai bine zis gamma, beta, U, gamma. Așa, iar aici apar numai pentru alfa, beta și gamma, sunt corespunzători, sunt din mulțimea R, theta și phi. Și ca urmare, bucata aceasta întotdeauna îmi dă 0. Deci, practic, în momentul când eu am T, TT, o să-mi dea așa, ρ0 plus P0 și mai departe, de aici o să am doar componenta UT, GTT, UT, bun, și mai departe plus P0 și vine delta 00. Așa, deci să ținem cont de această situație pentru componenta aceasta și să mai ținem cont că UT de fapt trebuie să fie 1, UT este 1, GTT oricum este 1, deci practic când calculez TTT, UT este 1 pentru că este C. Așa, ceea ce îmi dă, și am zis că celelalte componente sunt în repaus, da? Bun, ceea ce îmi dă TTT este ρ0 plus P0 și încă un P0, plus 2P0. Așa. Iar când îi calculez pe ceilalți, când îi calculez pe TRR, care va fi egal cu T teta teta, care e egal cu T fi fi, ceea ce am este următorul lucru. Odată să ținem cont că nu, prima parte, deci va fi, deci prima parte va fi 0, deci aici va fi 0, deci nu va mai rămâne decât pe 0. Și în plus pentru noi, pot să calculez pe T, care înseamnă scalarul von Laue, adică TII, care este odată ρ0 plus 2P0 plus P0 plus P0 plus P0, adică este ρ0 plus 5P0. Ceea ce contează însă pentru mine este această situație. Deci asta mă ajută să rezolv. Deci dacă ăștia, deci eu țin cont de relație. Deci să notăm relația asta cu steluță și să ținem cont că este foarte importantă. Deci tensorul energie impuls mixt pe componentele 1, 2 și 3, așa, adică pe diagonala matricii mixte, are valoarea P0, P0, P0. Pe prima bucată are
Deci T1 sus, 1 jos este asta și în rest e numai 0. Deci ceea ce mă ajută este faptul că în momentul când eu scriu RIJ, deci în momentul când transform ecuațiile Einstein, deci alea RIJ minus 1 pe 2 R GIJ egal cu K mare TIJ și le scriu în forma RIJ, am să-l pun în forma K TIJ minus 1 pe 2 ROIJ T. Deci, cu alte cuvinte, am să scriu în forma aceasta. Și, evident, pentru voi, este, ceea ce este evident, este că RRR, așa, trebuie neapărat să fie egal cu R theta theta, trebuie neapărat să fie egal cu R phi phi și egal cu K, și nu contează pe care îl scriu dintre ele, că ăsta întotdeauna ori e 0, ori este doar pe 0, deci este pe 0 minus 1 pe 2. Și aici trebuie să pun, pentru indicii I și J egali, trebuie să pun, adică pentru 1, trebuie să pun cât mi-a dat rho 0 plus 5 pe 0. Asta de aici. Rho 0 plus 5 pe 0. Facem calculele și rezultatul este ca va veni minus rho 0 supra 2 de aici și acum vine pe 0 minus 5 pe 0 supra 2, adică minus 3 pe 0 pe 2. Minus 3 pe 0 supra 2. Deci, practic, dați-mi voie să scriu frumos. Deci, le-ați văzut, o să le aveți în înregistrare. Scriu direct calculele, că de-aia v-am spus eu că se pierde timpul dacă facem calculele aici. R, R, R egal cu R teta, teta, egal cu R fi, fi și egal cu minus K pe 2 pe lângă rho 0 plus 3 pe 0. Bun. Da, dar eu știu cât e forma lui RR. Deci, ăștia doi oricum sunt egali. Ăștia doi oricum sunt egali din calculele noastre. Dar RR este minus 2 A prim pătrat pe A pătrat minus A secund supra A plus 2 Q secund supra A pătrat Q. Deci acesta este R, R, R. Iar celălalt, care am zis că este termenul lung, este minus 2 A prim pătrat supra A pătrat minus A secund supra A minus 1 pe A pătrat Q pătrat pe lângă 1 minus Q, Q secund, minus Q prim pătrat. Deci, acesta este R teta teta, care este R fi fi. E același lucru. Și, din această egalitate, observăm că ăsta moare cu ăsta, ăsta moare cu ăsta, și țin cont că a rămas jos este A pătrat Q într-o parte și A pătrat Q pătrat în altă parte. Deci A pătrat Q se mai duce naiba. Și ceea ce rezultă este 2 Q secund de aici înmulțit cu un Q din partea asta este egal cu minus 1 minus Q, Q secund, minus Q prim pătrat. Deci
rezultă chestia asta? De unde rezultă că, de fapt, iau pe Q prin pătrat, frumos, îl pun într-o parte, Q prin pătrat, minus, mă uit la ăștia 2, QQ secund, deci QQ secund, egal cu 1. Deci, ce am de rezolvat este această ecuație. Deci, cu alte cuvinte, făcând toate considerațiunile necesare, am pornit de la o metrică și de la un tensor energie impuls bine dat. Tensorul ăla energie impuls bine dat m-a dus la niște ecuații din care Q o să-l găsesc rezolvând ecuația Q prim pătrat minus Q Q secund egal cu 1. Reamintesc că Q este funcție de R. Deci aceasta este ecuația de rezolvat. Și acum, observația 1. Deci, observația 1. Vă rog să observați că Q de R egal cu R verifică. Într-adevăr, dacă Q de R este R, îl derivez odată, îmi dă 1 și primul termen îmi dă 1, Q secund este 0, deci 1 egal cu 1, deci deja am văzut o soluție. Deci când mă întorc la metrică, uitați-vă aici, știu precis că există o soluție în care Q de R este R, deci cu alte cuvinte, asta este partea sferică, este partea euclideană sferică spațială. Deci fabulos, deci este clar că am ajuns, alegând bine tensorul energie impuls, să am un univers în care partea metrică spațială să fie exact cum o simțim noi în universul ăsta în care trăim. Bun. Deci, cu alte cuvinte, să subliniem. Deci, o soluție am găsit. Apoi, să notăm. Notăm, ca să continuăm. Notăm pe Q prim, îl notăm cu P, cu litera P. Deci, Q prim îl notăm cu P. Așa. Și să nu uităm că asta înseamnă Q prim, înseamnă DQ către DR. Deci este derivata lui Q în funcție de R. Bun. Asta e în legătură cu trecutul nostru. Cât va fi Q secund? Păi, trebuie să-l derivez pe DP în raport cu R. Deci, trebuie să, dar DP, P este Q prim, este DP către DQ și înmulțit cu DQ către DR. Aha. Da, și asta înseamnă că da, DQ către DR este P, deci rămâne DP pe DQ înmulțit cu P. Deci să scriem aici de desubt, Q secund este DP către DQ înmulțit cu P. Bun, am pus aici. Deci avem aceste două chestii. Înlocuim în ecuație. Înlocuim în ecuația steluță-steluță. Rezultă. Păi, P pătrat minus Q. Q secund este P DP către DQ egal cu 1. Deci, eu pot să scriu așa, P pătrat minus 1 egal cu Q P DP către DQ. Bun. Și acum mă folosesc de chestia aceea. D îl trec într-un delta, adică scriu chestia aceasta în principiu în forma
P pătrat minus 1 este Q P delta P, pe delta Q, îl duc pe delta Q în partea aceasta sus, îl împart la acest Q de aici, deci la Q, și în partea cealaltă îmi vine P de P, P delta P, P delta P și împart la P pătrat minus 1. Și această chestie o scriu din nou în forma diferențială, adică am un fel de ecuație diferențială cu variabile separabile, dar aici sunt scrise prin intermediul formelor diferențiale, iar asta e altă poveste că voi încă nu știți ce sunt acelea. Deci, o scriem frumos. Deci, dq pe q egal cu p de p, p, p pătrat minus 1 și înmulțesc cu 2 aici și înmulțesc cu 2 aici, pentru că eu sunt interesat de Q pătrat, practic. Și integrez. Integrez. Deci aici am 2 ln din modul din Q. Așa. În partea aceasta este ln din modul din P pătrat minus 1 plus o constantă. E, mânuiesc bine constanta aceea și o scriu minus ln din modul de K. Și asta înseamnă 2-ul ăsta vine modul de Q la pătrat, deci pot să spun Q pătrat, este egal cu P pătrat minus 1, așa, supra K. Deci întotdeauna am nevoie ca acel K să se acordeze cu P pătrat minus 1 ca să fie număr pozitiv. Deci, practic, am o relație de tipul acesta și înlocuiesc chestia aceasta în ecuație. Ia să vedem. Înlocuiesc în ecuație. Stați puțin. În ecuație. Deci ecuația mea era Q prim pătrat minus Q Q secund egal cu 1. Așa. Păi Q prim pătrat, deci Q prim pătrat, păi Q prim este dq către dr. Q prim este dq către dr la pătrat. Așa. Și dacă mă uit aici, îl trec pe ăsta în partea asta, o să am 1 plus Q, Q secund. Așa. Deci deci dq către dr, care este Q prim pătrat, este 1 plus Q prim Q secund. Așa. Imediat. Deci, Q pătrat este pe pătrat minus 1 pe K. Deci, Q pătrat de aici, înmulțit cu acest K, deci mă uit aici, este egal cu P pătrat
PIP este, conform notației de pe pagina asta, P este DQ supra către DR. Este egal cu DQ către DR la pătrat minus 1. Aha. Deci aici, dacă ne uităm la chestia aceasta, asta înseamnă că scrie K ori Q înmulțit cu un Q este egal cu Q prim pătrat minus 1. Aici, când mă uit la chestia asta, Q prim pătrat minus 1 este Q, Q secund. Q, Q secund. Deci asta înseamnă, rezultă obligatoriu că Q secund este K ori Q. Deci am reușit să scot această chestiune. Și acum Q secund este K ori Q. Să vedem unde mai locuim acum. Deci ideea este să ajungem deci am să spun cu așa, am să spun așa. Deci am ăsta Q prim pătrat, adică DQ către DR la pătrat de aici este egal cu 1 plus Q și în loc de Q secund am să scriu K ori Q. Deci ceea ce obțin este DQ pătrat pe DQ pe DR totul la pătrat este egal cu 1 plus K Q pătrat. Așa, iar asta o pot scrie în forma DQ, din nou, chestia aceea cu variabile separabile, supraradical din 1 plus K Q, Q pătrat, așa, și pe DR îl punem în partea asta. Deci, aceasta este ecuația care mi-a rămas de rezolvat. Deci, pornind de la, deci, pornind de la condiția RRR egal cu R teta teta, care știu precis că e egal și cu R fi fi, așa, și care m-a condus la o ecuație de forma Q prim pătrat minus Q Q secund egal cu 1, așa, făcând toate raționamentele posibile și ținând cont că acest K de aici poate să fie pozitiv sau negativ, după cum este P pătrat minus 1 când am sunat, am ajuns la această ecuație. Deci ecuația de rezolvat este ecuația de rezolvat este aceasta. O scriu mare pentru că pe asta ne bazăm. DQ pe radical din 1 plus K pe Q pătrat egal cu DR. Deci aceasta este ecuația pe care vreau să o rezolv. Și acum țin cont că eu am două cazuri mari și late. Cazul K strict mai mare decât 0 și cazul K strict mai mic decât 0. Cazul K egal cu 0 era acela cu Q egal cu R. Deci mă interesează aceste două cazuri să le rezolv. Pe în cazul în care K este mai mare ca 0, așa, atunci K-ul acesta se poate nota cu 1 supra un R mare pătrat. 1 supra R mare pătrat. Bun. Și asta înseamnă că în acest caz, în acest caz, ceea ce am eu de integrat, adică trebuie să pun integrală din DQ supra radical din 1 plus Q supra R mare, totul la pătrat este egal cu integrală din DR. Păi, ca să fie bine, este clar că Q supra R, ca să iasă, este sinus hiperbolic, este sinus hiperbolic de ceva.
Deci schimbăm variabila, este sinus hiperbolic de U. Și ca urmare, în momentul când rezolv, practic am și soluția. Integrală din 1 supra radical din 1 plus Q supra R la pătrat de Q. Păi, gândiți-vă, aici vine, eu știu că 1 plus sinus hiperbolic la pătrat de U este cosinus hiperbolic la pătrat de U și dacă iau radical din chestia asta, vine radical din chestia asta egal cu cosinus hiperbolic de U, pentru că cosinus hiperbolic de U este o cantitate strict pozitivă. Pe de altă parte, când iau dq, trebuie să pun că este egal cu dq, este, să mă duc pe substituție, dq este r cosinus hiperbolic de u de u. Cam așa. Deci cam diferențiat aici. Și ca urmare, când mă duc în partea aceasta de Q, am zis că egal cu, încă o dată, cu R, R cosinus hiperbolic de U, de U. Deci, practic, tu simplifici cosinus hiperbolic de U de sus și rămâne R, 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 U. RU. Acesta este răspunsul. Deci înseamnă că, având în vedere că substituția ta a fost aceasta, de aici, rezultă, scriem cu negru, U, care mă interesează pe mine, este arcsinus, arcsinus hiperbolic de Q supra R. Și asta înseamnă că prima soluție, deci în cazul 1, R mic, așa, este egal cu R mare, arcsinus hiperbolic, de Q supra R. Așa. Atenție, acest arcsinus hiperbolic uneori se poate nota cu sinus hiperbolic la minus 1 în sensul de funcție inversă. Adică să nu cumva să gândiți că aici este 1 supra sinus hiperbolic. Da? Bun. Deci am găsit chestia aceasta. Deci dacă mă întorc, asta înseamnă că R mic pe R mare este arcsinus hiperbolic de Q pe R, ceea ce înseamnă sinus hiperbolic de R mic pe R mare este Q pe R mare, deci îl pun aici pe R și am găsit funcția Q în cazul în care K, în care K mic era 1 pe R pătrat pozitiv. Deci iată, am găsit o a doua funcție care satisface. Acum mai am celălalt caz, în cazul K mai mic decât 0. În acest moment, K îl luăm de forma minus 1 pe R pătrat. Și ceea ce am de integrat, deci am R, ca să scriu direct, integrală, e același lucru, numai că va veni semnul minus. Radical din 1 minus Q supra R la pătrat de Q. Aceeași chestie. Q pe R, de data asta, îl pui cu ca sinus de U. Faci calculele și soluția care îți iese, deci este simplu de arătat, că este R sinus de R mic pe R mare. Așa. Deci, practic, în acest moment am demonstrat
următorul lucru. Există trei metrici. Deci, există trei metrici posibile pentru cosmos. Așa, hai să le scriem. Păi, prima este ds pătrat este egal cu dt pătrat minus a pătrat dt. Și am văzut primul Q de R, era R, deci este dr pătrat plus, aici era Q de R la pătrat, R pătrat d teta pătrat plus R pătrat sin pătrat de teta d fi pătrat. Asta este o metrică. Deci acesta este un cosmos posibil. Așa. Corespunzător, deci lui Q de R egal cu R. Așa. Și acum am una cu funcția sinus și una cu funcția sinus hiperbolic. Așa. Deci ds pătrat egal cu dt pătrat minus a pătrat de t dr pătrat. Și acum funcția una era cu una era asta și una era asta. R în față și acum cu sinus și sin hiperbolic. Deci R în față, sinus hiperbolic, să zicem, de r mic pe r mare de teta pătrat, dar apare pătrat pătrat, plus r mic pătrat, plus r mare pătrat, scuzați-mă, sinus hiperbolic la pătrat r mic pe r mare sinus pătrat de teta de fi pătrat. Domnule profesor, da. Da? Eu nu am înțeles de ce am înlocuit pentru R ce am aflat pentru Q. La d teta pătrat. Pentru că n-aveam Q egal cu R sin H de R mic pe R mare și ați înlocuit pentru R mic. Nu. Să ne uităm, să ne uităm, te rog frumos. Să ne uităm la ce spun eu. E pagina aceasta, da? Da. Deci, pe acesta și pe acesta, da? Deci pe ăsta trebuie să le înlocuim. Am următoarele cazuri. Da. Q de R egal cu R. Q de R egal cu R mare sinus hiperbolic de R mic pe R mare. Și Q de R egal cu R mare sinus normal de R mic pe R mare. Am înțeles. Deci aici nu umblu, aici nu umblu, aici nu umblu. De acord? Da. Deci nu umblu decât în aceste două locuri, da? Aceasta este metrica. M-am luat după ce era scris la prima metrică și de aceea. La care prima metrică? Stai puțin, la care prima metrică? Nu. La ultima pagină, când ați scris prima metrică dintre cele trei, m-am luat după aceea. Păi nu! Deci avem... uite aici, prima chestie. Q de R egal cu R verifică. Da. Deci, cu alte cuvinte... Când înlocuiesc în metrica aia de la început, din prima pagină, când înlocuiesc, aici scria Q de R. Dar aici nu mai pun decât R. Aici scria Q de R, nu mai pun decât R. Aici scria Q de R. În cazul ăsta, Q de R este ăsta. Este ăsta. Da? Ok. Dt pătrat minus A pătrat de T, dr pătrat, plus R mare pătrat sinus normal de R mic pe R mare de teta pătrat plus R mare pătrat. Vedeți și aici este pătrat, da. Vârful, așa. Sinus de R mic, sinus pătrat. Sinus pătrat de R mic pe R mare sin pătrat de teta de fi pătrat. Deci sunt trei metrici posibile. Și acum întrebarea normală este, dar pot determina A de T? Și, de fapt, pe A pătrat de T trebuie să-l... Deci răspunsul este da. Și răspunsul așa ne va duce, vă amintiți, când în cursul în care am vorbit despre energia întunecată, ajungeam la o ecuație
care îl avea pe A prim supra A. E, să vedeți cum, acum, voi ajunge acolo, numai că trebuie să fac niște calcule, care iar o să-mi dea bătaie de cap, pentru că sunt neplăcute. De-aia v-am spus eu că îmi plac cursurile occidentalilor, în care toate formulele sunt acolo și se vorbesc pe baza de formule. Deci, noi acum ne concentrăm. Unde ne concentrăm? Stai să vedeți unde ne concentrăm. Așa. Prima chestie, am să scriu, da, ia să pot determina și răspunsul este da. Și mă duc pe o pagină nouă ca să fie clar. Eu știu cel mai simplu lucru pe care îl știu, deci ce știu? Este cât este RTT. L-am calculat. Pe de o parte, mi l-ați calculat voi cei care ați lucrat acasă și era exact așa. Pe de altă parte, l-am calculat aici, într-o anumită pagină și mi-a dat, nu mai știu, K/2. Vedeți, da, e foarte bine să ai. L-am calculat undeva pe aici. Ia să vedem. RTT. Bun, l-am calculat pe ăsta. Și în momentul când calculam RR, n-am calculat. Deci, trebuie să vină așa, ca fapt divers. RTT este egal cu, am formula aceea nenorocită, imediat. Deci, formula aceea nenorocită trebuie să fie K și trebuie să vină TT, din care îl scad pe 1/2T. Așa. Deci, T-ul este asta, rho 0 plus 5 pe 0. Deci, în momentul când fac calculele, vine K, din care scad rho 0 plus 2/0, din care scad mai departe 1/2 rho și scad și 5/2/0. Și acum cât îmi dă? Odată îmi dă rho 0/2, de aici și de aici îmi dă rho 0/2 și ăsta este 4/2 și ăsta vine, aici este cu plus, 4/2 minus 5/2, deci minus pe 0/2. Deci îmi dă K/2 rho 0 minus pe 0. Deci nu-l calculasem, l-am calculat acum. Sigur că dacă aș fi avut o baghetă magică, l-aș fi pus de la început și aș fi zis avem RTT egal cu rho 0 minus pe 0 înmulțit cu K/2. Dar noi l-am calculat. Nu-l calculasem, le calculasem pe celelalte. Și celelalte sunt calculate acolo și ați văzut că erau K/2 pe lângă rho 0 plus 3/0. Deci celelalte trei egale și acestea erau și RRR și așa. Deci o să luăm pe RRR, care RRR, ăsta era cu minus, RRR, așa, era chestia mai scurtă. Deci chestia mai scurtă era minus 2 A prim pătrat pe A pătrat minus A secund pe A plus 2 ca mic pe A pătrat. Bun. Deci am scris și această chestie care este RRR. Bun.
Deci de aici rezultă ecuația, să o vedem, a 2 a prim pătrat pe a pătrat plus a secund pe a minus 2k pe a pătrat este k pe 2 pe lângă ρ0 plus 3 pe 0. Bun. Deci avem odată ecuația 1 și ecuația 2. Avem două ecuații. Bun. Și acum să încercăm să le... Deci, a secund supra a este, deci de aici, practic, când spui a secund supra a, spui minus k pe 6 pe lângă ρ0 minus pe 0. Și când înlocuiești în chestia aceasta, o să-ți dea 2 a prim pătrat pe a pătrat minus, deci pot să pun minus 2 k supra a pătrat este egal și îl am odată pe k pe 2 pe lângă ρ0 plus 3 pe 0 plus 3 pe 0 la care se mai adaugă k pe 6 pe lângă k pe 6 pe lângă ρ0 minus pe 0. Deci în total mă uit la ecuație și o să vin așa. A prim pătrat 2 a prim pătrat pe a pătrat minus 2 k supra a pătrat egal cu. Acum trebuie să fac calculele aici. Nu-mi place deloc. Deci o să vină așa, o să vină aducem același numitor. Deci aici, practic, îl punem cu 3 și o să vină K supra 6 și o să vină 3 ρ0 plus 9 pe 0 plus ρ0 plus ρ0 minus pe 0. Deci să vedem ce mi-a dat. Mi-a dat k pe 6, k supra 6, 3, 4, ρ0 plus 8 pe 0, așa, și asta înseamnă că dacă împar și la 2, adică practic să pun a prim pătrat pe a pătrat minus k supra a pătrat este egal cu, și aici ia să vedem ce îmi dă, k pe 12, deci în orice caz vine k pe 12, k pe 4 ori 3, 4 ρ0 plus 2 ori 4 pe 0, se împarte prin 4 și ceea ce obțin, spre marea mea bucurie, se obține o ecuație frumoasă, și anume a prim pătrat pe a pătrat. Deci să facem calculele aici, că 4. Deci a prim pătrat pe a pătrat minus k pe a pătrat, a prim pătrat pe a pătrat minus k mic pe a pătrat egal cu, cât am zis, egal cu k pe 3 pe lângă ρ0 plus 2 pe 0. Pe lângă k pe 3, k mare pe 3 pe lângă ρ0 plus
2 pe 0. Da. Plus 2 pe 0. Plus 2 pe 0. Bun. Aceasta este ecuația. Păi, să notăm chestia asta cu o literă, cu litera B. Și rezultă că ecuația pe care vrem să o rezolvăm este A prim pe A totul la pătrat, așa, minus K pe A pătrat, egal cu litera B. Deci, cu alte cuvinte, punând A prim pătrat minus B A pătrat egal cu K. Iată ecuația. Se scrie. Ia să o vedem frumos. Împart la K și o să vină A prim pătrat supra K minus B mare pe B mare e cantitate pozitivă pe K A pătrat egal cu 1. Așa. Și acum să zicem că acest K, eu știu că este 1 pe R pătrat, în cazul în care e pozitiv. Și în cazul acesta în care K este pozitiv, bine, aici când împărțim, trebuie să punem K diferit de 0, pentru că, să spunem așa, cazul egal, K egal cu 0 o să fie caz separat. Și acum uitați-vă cu atenție. Deci aici scrie derivata cuiva la pătrat minus o altă funcție la pătrat egal cu 1. Seamănă cu un fel de cosinus hiperbolic la pătrat minus sinus hiperbolic la pătrat. Păi ia uitați-vă, dacă eu iau pe post de A de T, eu iau sinus hiperbolic de T radical din B. Și pun în față ca 1, deci 1 supra R radical din B. 1 supra R radical din B. Vă rog, ia să vedem, am gândit bine? În momentul când dar de ce să pun neapărat K-ul aici? K-ul aș fi putut să las și aici. Ia să vedem, numai puțin. Dacă acest K l-aș fi lăsat aici, aș fi mulțit cu K cu 1 pe R. Deci K-ul este 1 pe R pătrat. Și 1 pe R. A, 1 pe R e bine. Deci este același lucru. Da. Vă rog să vă uitați. Este corect. Această chestie, într-adevăr, verifică, pentru că A prim de T, să nu uităm cine este, această cantitate din față rămâne la fel, numai că în momentul când derivez pe cosinus hiperbolic, mai îmi apare radical din B aici. Așa, îmi apare un radical din B, așa, și îmi apare cosinus hiperbolic
de T radical din B, așa, și în momentul, deci dispare, după cum vedeți, după cum vedeți, când fac A prim de T, îmi dispare radical din B, cu radical din B, îmi rămâne 1 pe R cosinus hiperbolic de T radical din B și pe acesta trebuie să-l ridic la pătrat. Și o să apară așa ceva. Și când țin cont că acest K este la numitor și este 1 pe R pătrat, deci în momentul când înmulțesc cu 1 pe K, chestia asta practic toată o înmulțesc cu R pătrat. Și se duce ăsta cu ăsta. Deci primul termen dă cosinus hiperbolic pătrat. E clar că al doilea, gândiți-vă că ridic la pătrat aici, radical din B la pătrat este B. Se moare cu B-ul ăsta, 1 pe R, aceeași chestie, deci este ok. Deci, într-adevăr, am scris corect soluția că este asta. Deci, în cazul metricii de aici, imediat, în cazul metricii acestea, care se obține pentru K egal cu 1 pe R pătrat, știu și cât este A. A de T, pentru această metrică, A de T este 1 supra R radical din B, cât o fi B-ul acela, sinus sau cosinus, că nici mai amintesc, sinus hiperbolic, că trebuie să-l derivez. Deci aici este sinus hiperbolic, sinus hiperbolic de T radical din B. Și B-ul știu că este în funcție de K mare, de P0 și ρ0. Deci pentru metrica asta știu. Ia să vedem. Pentru metrica asta, cât este? A de T, o să-l aflu și păi pentru metrica asta. Pentru că mă duc înapoi. Scuzați. Așa. Și pentru metrica, deci, metrica a doua, K, practic, va fi minus 1 pe R pătrat. Să scriu cu altă culoare. Să scriu cu culoarea neagră. Pentru metrica a doua, deci asta a fost în cazul primei metrici, cazul K egal cu 1 pe R pătrat pozitiv, K egal cu minus 1 pe R pătrat, adică cazul negativ. Și în acest caz, ADT, să țin cont că e tot ceva de genul sinus cosinus, deci este bine să ne gândim, de data asta trebuie să-mi iasă K-ul de aici, ca să spunem așa, este negativ când îl privesc. Am adus la același numitor și în partea asta. Deci este sinus hiperbolic la pătrat minus cosinus hiperbolic la pătrat. Așa, înmulțit cu K fiecare, cu radical din K fiecare. Deci, cu alte cuvinte, este 1 pe R radical din B, exact ca și înainte, numai că acum este cosinus hiperbolic de T radical din B. Deci, aceasta este situația pentru K negativ. Deci, cazul 2, ca să spunem așa, și cazul 3. Deci, cazul 2 și cazul 3. Deci, mă duc la metrică și pentru cazul 2 este 1 pe R radical din B cosinus hiperbolic de T radical din B. Bun. Și în sfârșit, pentru cazul în care Q de R este R, care corespundea lui K egal cu 0, ecuația mea
Asta nu mai împărțeam. Deci era A prim pătrat minus B a pătrat egal cu 0. Deci rezulta A prim pătrat minus B A pătrat egal cu 0. De unde rezultă că A prim supra A la pătrat este B, care știu că e pozitiv și are sens. Așa. Și ca fapt divers, A prim pe A, A prim pe A era constanta Hubble. Deci, cu alte cuvinte, constanta Hubble este radical din B, care este acel K pe, cât este K pe 2 pe lângă pe 0, rho 0 plus 2 pe 0. Deci, în acest moment, pentru așa ceva, deci partea pozitivă, deci A prim supra A mă duce la K pe 3 pe lângă P0 plus 2 P0. Deci rezultă că A prim, A simplu, scuzați-mă, este E la puterea respectivă. E la T. Asta este radical aici, că e radical din B. E la T radical din K pe 3 pe lângă P0 plus 2 P0. Bun. Deci, cu alte cuvinte, am și aici, în acest moment, ADT. Bun. Deci, am găsit toate ADT-urile. Acum vreau să ne uităm din nou la ecuație. Eu am odată, am ecuația, să punem așa, A prim pătrat pe A pătrat plus A secund pe A egal cu o constantă. Deci aceasta este ecuația mea, care a apărut și pe care am rezolvat-o în acest caz. Deci găsirea universurilor, așa, a produs, deci mă rog, este legată de rezolvarea acestei ecuații. Rezolvarea acestei ecuații. Acum, cât era ecuația în cazul, deci în momentul când ne jucam noi cu, când făceam acele calcule din cursul trecut în care găseam, deci era acolo ecuația era ceva de genul ăsta. A prim pe A la pătrat, mă rog, era o constantă, O pi G pe 3 ori rho de T, mă rog, O pi G pe 3 ori rho de T, este egal cu K, un K, o altă literă, K1, să spunem, supra A pătrat. Hai să o căutăm pe aici, această ecuație. Să căutăm ecuația asta pe aici. Și dacă vă uitați și țineți cont că, deci dacă vă uitați aici la această ecuație, la ecuația aceasta, ecuația aceasta este echivalentă, ecuația, hai să o numim 3 puncte, ecuația 3 puncte este echivalentă cu ecuația aceasta de aici, în cazul în care rho era constant. Deci, cu alte cuvinte, noi obținem ecuații de tip
cum le-am numit atunci, fele RW, le obținem, iar în acest moment le obținem din considerente de metrică. Deci, rezolvând ecuația RTT egal cu RRR, am fost dus la asta, care este echivalentă cu asta, via formula 3 steluțe de aici, 3 puncte, via formula 3 puncte, sunt echivalente. Deci, mai vreau să facem următoarea considerație, să scriu metrica. Cred că cel mai corect ar fi, cel mai mult îmi place metrica aceea în care d pătrat egal cu dt pătrat minus, aici vreau să pun e la t radical din h ca să nu mai pierd timpul, și aici să pun dr pătrat plus r pătrat d teta pătrat plus r pătrat sin pătrat de teta d fi pătrat de fi de fi pătrat. Iată. Este o metrică care pune în evidență expansiunea universului cu constanta lui Hubble. Dar în toate, practic, poți să faci să apară constanta lui Hubble. Sunt trei posibile asemenea universuri. Sunt trei posibile asemenea universuri. Și mie îmi place foarte mult să spun că vezi în această metrică cum de la momentul inițial în care trebuie să-l iei pe R egal cu 0 și aici n-ai nimic parte spațială, dintr-o dată ce accepti R diferit de 0, are sens partea asta spațială și se expandează și se expandează exponențial. Această expandare exponențială a universului este de fapt cea care a făcut ca gravitația să nu-l mai adune la loc după ce a explodat. Pentru că probabil că dacă nu explodează cu factorul de expansiune de acest tip, și ceilalți sunt factori de expansiune buni, pentru că sinus hiperbolic de t radical din h și cosinus hiperbolic de t radical din h sunt funcții care depind exponențial de t. Deci sunt singurele posibilități în care universul poate să se expandeze și nu trebuie să ne mire că el nu se va mai opri din expansiune. Și textura lui, noi am avea impresia, dacă am privit-o ca pe o pâine din aia, de o cocă de pâine și tragem de ea, ni se pare că ea se poate rupe. Noi nu știm să spunem la ora actuală dacă ea se va rupe sau nu. Pur și simplu, tot ceea ce știm despre acest univers este că el este în expansiune. Galaxiile pleacă de lângă noi și se duc, cu cât sunt mai departe, merg cu viteză mai mare și la un moment dat, de la o anumită distanță încolo, viteza lor pare că depășește viteza luminii, dar este o percepție, este un lucru care în realitate nu se întâmplă, ci de fapt spațiul, textura spațiului se extinde astfel încât noi credem că vedem galaxii care se deplasează cu viteze mai mari decât viteza luminii. Nu. Deci nu există ceva care să se deplaseze cu viteză mai mare decât viteza luminii și nici nu se poate ca ceva care are masă inițială să se deplaseze cu... uitați-vă, cu viteză, cu cât V tinde spre C, cu atât M de V este clar că tinde la infinit. Deci nu se poate întâmpla așa ceva în natură. Cu alte cuvinte, nimic nu se poate deplasa cu viteza luminii dacă are masă de repaus.
Noi nu ne vom deplasa niciodată către o altă planetă cu nave spațiale cu viteza luminii. Ne putem deplasa cu viteze foarte mari, așa, nu știm cât se va ajunge vreodată sau dacă vom ajunge să ne deplasăm cu astfel de viteze, dar ideea este că niciodată, teoretic vorbind, nu putem atinge viteza luminii pentru că nu ne lasă formula aceasta. Și formula aceasta ține de modul cum masa se schimbă prin transformările Lorentz. Așa, pentru că știm cum se schimbă impulsul prin transformările Lorentz și asta este acea formulă de la care, pornind, am dedus noi E egal cu M0C pătrat. Deci acesta a fost cursul. Acesta a fost cursul. Am reușit. Am reușit să punem în evidență 3 metrici posibile pentru cosmos, pentru universul nostru. O întrebare foarte normală ar fi, care din ele este cea bună? Asta știu astrofizicienii în funcție de ceea ce vor să evidențieze. Problema este următoarea. Măcar teoretic trebuia să știm că universul nostru este în expansiune exact cum am reușit să găsim elementar în 2 cursuri de acum în trecut, când ne-am jucat cu banda aceea care o întindeam și cu legea lui Hubble. Deci avem posibilitatea să găsim, încă o dată spun, o ecuație de acest tip, ca aceasta de aici, o putem găsi folosindu-ne de banda aceea și de legea lui Hubble și de niște considerații dimensionale, dar pot să o găsesc și din condiția aceasta pentru un TIJ bine ales. Bun. Deci, în principiu, acesta a fost cursul de astăzi. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Aveți întrebări? Hai să întreb pe Elena Eremia, care îmi place cum rezolvă temele. Ia spune, Elena, tu ai vreo întrebare, te rog frumos. Deocamdată nu. Deocamdată nu. Ai înțeles în principiu ce s-a întâmplat astăzi? Răspuns. Trebuie să spui așa, răspuns. Am înțeles că trebuie calculată metrica, adică găsiți QDR și ADT. Și s-au rezolvat niște ecuații diferențiale. Deci asta am făcut astăzi. Așa. Bun. Bine. Georgiana, să nu-i stă rău frumos să-mi trimiți înregistrarea cursului de astăzi și mie, da? Ca să o trimit mai departe. Mai auzi, Georgiana? Da, v-am auzit. Mi se mișcă un pic mai greu netul. Ok, bine, deci aștept înregistrarea. Bună ziua la toată lumea și ne vedem joi, ora 11. Bună ziua! Am înțeles, o zi frumoasă! Bună ziua! La revedere!